Un bărbat a pierdut procesul cu soția sa. Femeia îl dăduse în judecată pentru că timp de 25 de ani a fost casnică și nu a avut când să-și facă o carieră. Afaceristul trebuie să-i plătească atât banii pe care ar fi putut să-i câștige fosta lui parteneră, dar și pensia alimentară pentru cele două fiice. Înainte de a se căsători, Ivana a fost pusă să semneze un contract prin care renunță la orice drept asupra averii soțului. Documentul nu a deranjat-o până când soțul s-a decis că este momentul să se despartă și să plece cu toată averea, iar ea a hotărât să îl dea în judecată. Timp de 25 de ani, Ivana nu a putut să lucreze, pentru că a stat acasă să se ocupe de cele două fiice, de casă, curățenie și toate cele. În tot acest timp, soțul ei a ajuns un afacerist de succes și a făcut o avere din care ea nu avea cum să obțină nimic de la despărțire. Nu am putut lucra, să am o carieră, să fac ceea ce îmi place. Îți coboară stima de sine, generează o anumită dependență în multe privințe. Eram speriată, amenințată, nu știam încotro să o iau, a spus Ivana. După un proces care a durat câțiva ani, femeia de 48 de ani a reușit să obțină o despăgubire de aproximativ 200.000 de euro. Suma a fost calculată în funcție de cât ar fi primit Ivana pentru 25 de ani de stat acasă. Valoarea a fost stabilită ca și cum în acel timp ar fi fost plătită cu salariul minim pe economie. Mai mult decât atât, fostul soț trebuie să plătească și o pensie lunară de 500 de euro pentru cele două fiice, una dintre ele fiind minoră, relatează cancam.ro.